Bun găsit tuturor! Ninge în acest moment la Iași. Avem cod galben de vreme rea până mâine la ora 11 și, într-adevăr, a nins mai mult în zona de munte din județul Suceava la Rădăuți și în zona Ghimeș din Bacău și în acest moment șoselele sunt acoperite cu un strat subțire de zăpadă, însă drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant și cu toate acestea au fost mașini care au ieșit din decor sau au rămas blocate. Asta pentru că nu aveau anvelope de iarnă, însă șoferii au fost ajutați de drumari să se reîntoarcă pe drum și să continue mai departe. Mai trebuie să știți că în județele din regiunea de nord-est plouă slab, e lapoviță și ninsoare. În județul Neamț, echipaje ale poliției fac verificări. Dacă șoferii și-au echipat mașinile corespunzător, în acest moment nu există drumuri blocate de ninsoare în zona Moldovei și compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere le atrage atenția șoferilor să circule cu grijă în zonele afectate de ninsoare și să nu plece la drum dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru această perioadă.